Când a venit Cristina la facultate și am văzut-o prima oară, știam deja despre ea că e sora unei fete care se căsătorise cu un prieten de-a meu. Știam deja un lucru important, că e frumoasă, pentru că am văzut-o. Și doi, că vine dintr-o familie foarte bună, ceea ce era foarte important pentru mine. Și paradigma cu care am pornit eu în capul meu în a vorbi cu ea este următoarea. În timpul anilor, în timp ce am studiat despre căsătorie, despre familie, un subiect foarte important pentru mine, erau câteva aspecte esențiale pe care doream să le găsesc la fata pe care Dumnezeu mi-a pregătit-o și pe care urma să mi-o dea. Și eu eram convins că aspectele astea esențiale au fost puse de Dumnezeu în mine. Semnele astea de pe care urma să recunosc pe fata asta, portretul ei, așa, schițat în mare, era pus de Dumnezeu în mine și erau foarte puține fete care se potriveau cu portretul ăsta. Și un aspect era tocmai asta, să fi crescut într-o familie de preferință mare, o familie conservatoare, o familie care Dumnezeu a fost iubit, a fost onorat, a fost predicat, copiii au crescut în frică și temere de Domnul. Și Cristina făcea parte dintr-o familie din asta. Prima dată am observat-o pentru că era frumoasă. După câteva săptămâni ce a ajuns la școală, ea a avut nevoie de o chitară. După aproximativ o lună, după ce am ajuns la facultate, după fiecare seară în care plângeam de dor după părinți, după casă, am avut nevoie de o chitară, fiind implicată într-un grup de misiune. Avem nevoie pentru duminică de o chitară și în tot campusul nu s-a găsit un om disponibil care să mi-o împrumute, deoarece și ei mergeau în misiune. În perioada asta de o lună de zile, fetele, nu știu, au băgat frica în mine, fetele din campus mă refer, spuneau că băieții de la teologie tot fac observații fetelor, dacă văd un anumit comportament urât sau ceva necorespunzător pentru o fată sau un copil de Dumnezeu, atunci îți fac observații, te cheamă și îți fac observații. Lucru care nu mi s-a întâmplat niciodată și nu am auzit timp de 3 ani în facultate după aceea, dar colega mea de cameră îmi spune: cunosc pe cineva, un coleg de al unei cunoștințe, îl cunosc și are o chitară și cred că e disponibil ca să ți-o ofere. Mi-a spus așa pentru că știa că Andrei avea ceva planuri și ca să mă pună în contact cu el, mă trimite chiar în seara aia, și că uite, îl sun acum și o să vorbiți amândoi și vedeți cum vă înțelegeți. Așa că mi-l dă la telefon, îmi spune să cobor la parter, eu fiind la etajul 4, cobor repede la parter și îmi spune că o să ies eu dintr-o cameră. Și mergând pe coridorul băieților, la un moment dat se deschide o cameră și o ușă de la un apartament, iese Andrei și mă strigă: hei, aici! O colegă de ei a propus ia chitară de la mine. Eu i-am dat-o cu mare drag, bineînțeles. Și atunci când i-am dat chitară, i-am sugerat că vreau să avem o întâlnire ca să îi spun ceva. Andrei îmi spune: uite, asta e chitara și vreau să vorbesc un pic ceva cu tine. Și atunci mie mi-a venit ideea asta în cap. Cum că băieții de la teologie fac observații? Și mă gândesc: oh, Doamne, dar ce am făcut? Știam că e la teologie, atâta știam. Nu știam nimic în rest, nici cum îl cheamă, nici nimic. Și eu îi spun atunci, îl întreb: da, am făcut ceva rău? Și el a început să râde. Și eu atunci țin de că nu că m-am supărat, zic: bă, dar ce are de râde? Doar l-am întrebat dacă am făcut ceva rău. Și el spune, păi, răspunsul lui exact așa, că păi nu știu, ai făcut? Și mi-a dat seama atunci că nu era vorba de asta, dar atunci zic, dar de ce să fie vorba? Ce ar fi vrut să îmi zică? Nici prin cap nu-mi trecea. Gândurile nu mi se duceau înspre
relații între băiat sau fată, pentru că la noi în familie nu se discuta despre așa ceva. Chiar nimeni de la noi din familie, ba da, aveam o singură soră căsătorită și n-am știut prea multe lucruri ce s-au întâmplat între cei doi, sora mea și soțul ei, așa că nu știam nimic despre relații, nu știam că asta trebuie să facă un băiat să abordeze așa o fată, că el a fost foarte direct. Și mi-am luat chitara și am plecat. Și mi-a zis că vin eu și iau duminică seara, asta fiind sâmbătă seara, a zis că urc eu la tine duminică seara să iau chitara. Când mi-a adus chitara, duminică seara, probabil într-o duminică seară, ăsta era în anul 2010, prin octombrie la sfârșit sau noiembrie la început, ceva de genul ăsta, când mi-a adus chitara, i-am spus, uite, o să te caut eu mâine seară ca să mă întâlnesc cu tine. Duminică seara, a sunat-o pe colega mea, nu m-a sunat pe mine, n-avea numărul meu de telefon, cel puțin așa, cred că nu-l avea. Și i-a spus ca să ies la ușă, să-i mânez chitara. Și am ieșit, nu era nimeni, îl aștept un minut, două, la un moment dat aud niște pași grăbiți pe scări, vine Andrei și intră direct în pâine. Când putem să ne întâlnim? Eu zic, păi nu știu, când vrei, putem și acum. Și el îmi spune că nu acum. Dacă poți, mâine seară o să te contactez eu, iau eu legătura cumva cu tine. Și am zis, bine. Și am dat să plec, mi-a zis noapte bună. Am căutat-o prin intermediul unei colegi de-ale ei și am chemat-o să ne întâlnim. Ne-am întâlnit undeva în facultate. A venit ziua de luni, s-a apropiat și seara, Andrei ia legătura cu mine și mă invită la etajul 4 pentru o mică discuție. Am urcat și mi-l imaginez și acum cum stătea la perete. Și se uita la un tablou acolo și număra capetele absolvenților. Și eu când l-am văzut acolo, dau să plec să mă întorc, că nu mai începusem să... Dar tocmai atunci s-a întors și de rușine mi-am continuat drumul spre el, mă invită într-o sală. De la bun început mi-am exprimat intențiile serioase pe care le aveam. Avea un telefon foarte mare, cred că mi-a spus că nu era lui, era destul de mare și tot învârtea la el, tot dădea cu el de masă, tot. Și atunci mi-a venit în cap așa, ca o sclipire, zic, sper că nu, asta ce mi-a venit, sper să nu-mi zică prostii. Eu la prostii mă refeream, în mintea mea așa erau chestii mai mult prea serioase să vorbești despre o relație sau ceva. Zic, sper să nu-i treacă așa ceva prin casă, îmi zică că mă ridic și plec. Mi se părea normal să-i spun lucrul ăsta de la bun început. I-am spus așa, într-o formă mai voalată sau mai directă, dar i-am spus clar și limpede că vreau să mă căsătoresc cu ea, că îmi place de ea, că știu câteva lucruri despre ea. Nu știu, cred că am auzit primele două minute din ce mi-a spus, apoi două ore, nu mai mi-aduc aminte ce mi-a spus. Dar știu că a început așa, atâta știu, când am auzit de... Că vreau să spun că... Că... Ești o persoană foarte specială pentru mine. Eu când l-am auzit, zic, cred că e momentul să plec. Ea atunci mi-a spus că dacă e de la Domnul, o să fim împreună. Ea credea în predestinare, în sensul că Dumnezeu hotărăște pe două persoane care să fie împreună și la timpul potrivit o să le aducă împreună și oricare ar fi opoziția, oamenii vor fi împreună. Eu am luat lucrul ăsta de bun ca o încurajare din partea ei. Ea probabil că mi-a spus lucrul ăsta ca să mă tempereze. Eram un calvinist deja înrăit la vremea respectivă și mi-a plăcut foarte mult ideea ei și conceptul ei, care pe de altă parte era periculos, întrucât ea se simțea puțin bine cu ideea asta și se simțea ok să mă refuze. Mi-am dat eu seama, dar n-am înțeles că m-a refuzat în seara respectivă, în prima seară în care m-am întâlnit cu ea. Am povestit vreo două ori atunci. Da, mi-a fost rușine să plec, aveam de gând, dar mi-era rușine de el, să nu-l fac să se simtă prost sau ceva. Nu mai mi-aduc aminte, știu că mi-a vorbit despre predestinare atunci. Și mi-a expus intențiile lui, nu știu forma sub care l-a expus, dar știu că toate duceau înspre o posibilă căsătorie, dorința lui de a ne căsători.
și mi-a spus că ține foarte mult la familie și că ea vrea familie și eu îmi doream exact același lucru și ăsta era un alt semn după care urma să recunosc eu pe fata aceea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru mine. Un alt semn distinctiv la Cristina este faptul că se îmbrăca foarte decent. Pentru unul e exagerat de decent, însă pentru mine aparențele exterioare trădează ceva din inima omului și conta pentru mine foarte mult ca să nu fie senzuală, să nu fie exhibiționistă în îmbrăcăminte. Și dintre sutele de fete care se perindau prin jurul meu, nu după mine, dar se perindau în jurul meu, în cercul în care eu trăiam, ea se remarca ca dintr-o mie. Ce mai mi-aduc aminte din seara aceea este că abia așteptam să plec din sala aceea, era așa de tensionată atmosfera, cel puțin pentru mine. Andrei era destul de degajat, deja se învățase cu mine acolo în sală, nu mai exista o problemă din partea lui, dar eu stăteam pe scaun ca pe ace și știu când am ieșit din sală, mi-era ciudă că nu puteam să-mi exprim, că vreau să spun că nu... Pentru mine, tot ce mi-ai spus, am înțeles, nu vreau să te jignesc, dar vreau să-i spun nu la tot, dar nu știam cum, că mi-era frică să nu-l jignesc, asta mi-era frică. Zic, vreau să fiu cu respect și să nu... Dar se pare că n-am înțeles nimic. Eu am încercat să spun nu știu, da, tot mă încurcam eu în cuvinte, dar Andrei nu știu ce-o înțeles. Eu așa am plecat cu impresia de acolo, că i-am spus că nu știu, că nu, și mă gândeam că înțelege el că am vrut să fiu mai finuță, dar el probabil m-a văzut ca fiind nehotărâtă, destul de nehotărâtă. Eu eram hotărâtă în partea mea de nu. M-am întâlnit, cred că vreo 2-3 ori cu ea în timpul primelor săptămâni și după aceea nu m-am mai întâlnit cu ea, dar am continuat să-i scriu anumite scrisuri. Nu mi-a răspuns niciodată la ele. Mi-a cerut numărul de telefon, iar... În mintea mea parcă îl vedeam pe tata sau pe mama care îmi spunea să nu dăm numere de telefon la băieți sau... Și eu zic că nu, mi se părea că cine știe ce păcat fac dacă îi dau numărul de telefon și am zis că nu. El atunci a dat bun, dar eu cum să te abordez, cum să iau legătura cu tine? Și zic să găsească o modalitate. Și am găsit. Timp de 2 săptămâni am primit continuu scrisori de la el. Evident, nu a primit niciun răspuns de la mine. Dar mi-aduc aminte că în ultima scrisoare mi-a spus că trebuie să se obișnuiască cu stilul meu tăcut și cu lipsa răspunsului la scrisori, dar că eu îmi fac curaj și o să scriu în continuare. În următoarele 2 săptămâni, cred, sau 3, ne-am întâlnit de câteva ori. Nu mi-aduc aminte nimic din ce am discutat, dar... Un lucru sunt sigură, că am discutat despre calvinism și despre predestinare. Mi-aduc aminte un singur desen odată pe o tablă. Mi-a desenat niște oameni, cum sunt ei aleși. Nu, eu eram fascinată de subiect, că de când mă știu în familie, mama și tata tot la fel ne spuneau că Domnul a ales pe cineva pentru noi, din veșnicie. Și mi se părea așa de logic și pentru mine era ilogic... Era ilogică. Învățătura asta care spune că fiecare își alege care cum vrea. Eu îl așteptam pe cel care mi l-a ales Domnul. Nu aveam încredere nici atunci în mine. Îl așteptam pe cel care mi-l pregătise Domnul. Da. Și mi se părea fascinant să mai găsesc pe cineva care gândește așa. Dar doar atâta. Doar să gândească. În iarna aceea am fost plecat în America. Când m-am întors... Înainte să plec, am scris o scrisoare și după aceea nu mai știu dacă am scris scrisoare, dar știu că până din noiembrie, decembrie, până în mai, când am vorbit cu tatăl ei, n-am mai discutat cu ea. Am mai chemat-o odată între timp, pentru că am auzit niște bârfi care s-au lăsat în campus și n-aveau de unde să pornească din perspectiva mea decât la ea. Și eram foarte furios atunci și am vrut să pun punct la tot. Mă sună Andrei, era după masă, lucru care nu se întâmpla. Andrei de obicei mă suna seara, de fapt lua legătura cu mine seara. Și mă sună într-o după masă, era foarte alarmat. Pace, sora Cristina, aș vrea să vorbesc un pic cu tine, dacă se poate. Și zic, da, sigur. Eu aveam o pauză de o jumătate de oră între cursuri și urc repede la etaj 4
Mă invită în aceea sală în care am stat noi prima oară și de data asta nu mai era agitat, l-am văzut că era hotărât în ceea ce vrea să-mi spună. Și intră direct în subiect și îmi spune, uite, am auzit niște bârfe în campus și a început să-mi spune despre ce era vorba. Nu porniseră de la mine acele lucruri, însă am primit o mustrare bună din partea lui, dar nu, n-am fost deloc descurajată sau să mă simt mustrat așa dur. Nu, dar au fost destul de ferm în ceea ce mi-a spus. Am așteptat să termine și i-am spus, uite, atâta timp de că i-am spus, nu au pornit de la mine lucrurile astea, nici nu știu, nu știam despre lucrurile care le-ai aflat tu, eu nici măcar nu-mi trecuseră la urechile mele, dar mă bucur că mi-ai spus și mă bucur că ți s-a rezolvat și ție dilema asta, cum că nu de la mine au plecat. El, de fapt, era contrariat că ar fi plecat de la mine lucrurile astea, că sunt bârfitoare, dar nu plecaseră de la mine. Ea mi-a spus că nu a spus nimic despre lucrurile pe care noi le-am discutat în privat, în secret, așa că m-am liniștit. Și după aceea, ultima întâlnire, finala întâlnirii din anul 2011 a fost prin mai, cred, când i-am spus că vreau să-mi dea un răspuns clar după aproape un an școlar, să-mi spună dacă vrea să căutăm voia Domnului împreună pentru căsătorie, dacă este de acord sau dacă nu. Ea mi-a spus că este de acord cu condiția să-i sun tatăl ei și să-i cer părerea. Într-un sens, vreau să știu dacă părinții mei sunt de acord, nu le spun nimic, nu le-am spus nimic, de nimic, nimic. Dacă părinții mei sunt de acord sau văd ceva în ei care să mă încurajeze, poate până la urmă zic, bă, poate e normal, nu știu, sunt eu prea sălbatică. Și am spus lui Andrei, uite ce m-am gândit, o să-ți dau numărul de telefon al tatălui meu, îl suni și vorbești cu el. Dacă el îți va da acordul să vorbești cu mine sau să ne rugăm împreună pentru o viitoare relație care duce la căsătorie, atunci o să încerc să fiu și eu de acord și o să căutăm împreună voia Domnului. De fapt, eu bănuiam că odată ce am spus da, eu nu mă mai căutam voia Domnului pentru viitorul bărbat, ci căutam împreună voia Domnului să fim credincioși împreună, să ne înțelegem, să punem cap la cap principii, să învăț, să... Așa. Și i-am dat numărul de telefon al tatălui meu și a zis, mi-a spus așa că o să iau legătura cu tine. L-am sunat pe tatăl ei și tatăl ei mi-a cerut puțin timp ca să discute cu Cristina. După ceva timp, a venit în bibliotecă la mine și mi-a spus, uite, l-am sunat pe tatăl tău și el a spus că o să te sune el să vorbiți un pic. El m-a resunat după vreo două zile, după ce a discutat cu Cristina, și mi-a spus scurt, dragă frate Andrei, am vorbit cu fata mea și Cristina nu vrea să căsătorească. A fost o neînțelegere, tot ce s-a întâmplat după aceea. Tatăl meu a vorbit cu mine la telefon, m-a întrebat câteva lucruri, iar răspunsurile mele n-au fost înțelese de el așa cum trebuie și a provocat în mintea lui Andrei un total uragan. Ce am înțeles eu din discuția asta este că Cristinei i-a fost rușine să-mi spună mie în față că nu vrea să vorbească cu mine, în timp ce mie mi-a spus că da, e de acord să caute voia lui Dumnezeu împreună cu mine, doar să vorbească cu tatăl ei. Și atunci i-a spus tatălui ei să mă refuze. Mi s-a părut necinstit din partea ei și atunci nu m-am mai dus să vorbesc cu ea. M-am simțit așa trădat, am simțit că a făcut un lucru lipsit de finețe, lipsit de bunătate și m-a durut lucrul ăsta mult. Oricum, toată neînțelegerea asta de fapt a fost între tata și Andrei, n-au fost clari la telefon și acolo s-a încheiat tot ce a fost până acum, tot ce a fost spus până acum. După ce am primit refuzul tatălui ei, nu am avut o dezamăgire în dragoste, însă am intrat într-o formă de depresie spirituală, pentru că întotdeauna am luat deciziile majore în viață în urma unei călăuziri
interioare din partea lui Dumnezeu pe care am avut-o și care niciodată nu m-a înșelat până atunci. Și nu mi-explicam cum acum aceeași voce, ca să zic, același Dumnezeu care mi-a vorbit, același Dumnezeu care m-a călăuzit și care niciodată nu m-a înșelat, cum de acum m-a înșelat, m-a, timp de câteva luni de zile m-a rugat, l-am căutat, am cerut lui Dumnezeu insistent, dacă nu-i voia lui să mă împiedice, să-mi arate cumva. Cum de Dumnezeu ăsta, într-un fel, m-a lăsat să merg în direcția asta greșită. Problema nu era că nu aveam pe Cristina, ci problema era, prima problemă era, că nu l-am înțeles pe Dumnezeu și că Dumnezeu m-a lăsat în starea asta. A urmat o perioadă destul de lungă de timp, luni de zile, un an jumate, nu știu exact cât, cel puțin un an de zile, în care am fost așa destul de depresiv, mă rugam greu, citeam greu din Biblie, că mi se părea că nu mai cunosc pe Dumnezeu. Și în perioada asta m-am luptat foarte mult cu amărăciunea din inima mea și neiertarea față de Cristina și față de ceea ce credeam că mi-a făcut. Am avut și momente în care am avut răutate în inima mea față de ea. Însă în timpul ăsta Dumnezeu a lucrat în inima mea și m-a învățat să iert. M-a învățat să iert și să mă pocăiesc, chiar dacă nu văd schimbare din partea celuilalt. Asta am și făcut prin puterea lui Dumnezeu și inima mea între timp s-a vindecat. Apoi țin minte că mi-era foarte rușine să dau ochii cu el prin campus, pentru că atunci când am vorbit cu părinții, când am vorbit în special cu tata, mi-am dat seama că a fost o neînțelegere, dar n-am vrut să-i spun lui Andrei, ci așa, chiar eram foarte liniștită și ziceam, Doamne, dacă Tu ai îngăduit asta, Tu mă scoți din asta și pe mine și pe el, ori pe el îl vei face să înțeleagă ceea ce trebuie, ori mie îmi vei da curaj să mă duc să îi spun adevărul. Dar am fost așa de liniștită, am lăsat lucrurile chiar așa în mâna Domnului și... După această perioadă de depresie, s-a întâmplat că am fost chemat la Piatra Neamț. Și cu ocazia asta am vrut să trec și pe acasă, m-am dus la Piatra Neamț, duminică am predicat acolo și la Piatra Neamț am întâlnit-o pe Cristina, care era în vizită la sora ei, la cumnatul ei. N-am fost foarte încântat de întâlnirea respectivă, dar ne-am evitat, ne-am văzut fiecare de treaba noastră. Au trecut acel weekend, eu trebuia să mă întorc luni la facultate, Andrei trebuia să se întoarcă și el la facultate. Andrei era cu mașina, eu am venit cu trenul și aveam de gând să mă întorc cu trenul. Însă cumnatul meu Florin îmi spune, Andrei Croitoru merge la facultate, dacă vrei îți fac legătura să mergi împreună cu el cu mașina. El mai era cu încă cineva și îi spun, nu e ok, eu am permise de tren gratis, nu trebuie să merg cu el. Până la urmă m-a convins și a zis că ar fi mai bine să merg cu Andrei, că îi faci mult mai puțin, e mai comod în mașină. Am plecat spre Oradea și ca să-i fac așa o surpriză, am trecut pe acasă la noi, să vadă mama, să vadă tata, deși noi nu mai aveam nicio treabă, simțeam că nu se va simți foarte bine și îmi făcea puțin plăcere ideea asta, așa că am trecut pe acasă la noi. Tata a chestionat-o, a cunoscut-o atunci, a întrebat-o despre familia ei, despre părinții, despre relația ei cu Domnul, cu biserica, cu frații, cu părinții și așa mai departe. Și probabil că de aici tatăl meu i s-a născut și lui dorința, ca și mie, veche dorință de a o avea pe ea în familia noastră. Pe drum am abordat mai multe subiecte, printre care muzica și condusul ilegal, legal. Pe mașină am avut parte de o tachinare, cum să-i spun, hard, foarte dură. Deci am fost tachinată continuu de către Andrei. Mi-a pus muzică hip-hop, creștin, un rap creștin, și m-a obligat să ascult, spune, ascultă, ca... Și dacă eu ziceam că mie nu-mi trebuie așa ceva, că nu mă pot închina pe o asemenea melodie și el era foarte... Apoi a început să mă bubuie cu tot felul de argumente, cum că Biblia nu spune asta, nu știu ce. În fine, am avut o discuție de 7 ore, cred că 7 ore am făcut de la Piatra Neamț până la Oradea. 7 ore continuam discutat pe muzică sau pe tot felul de alte subiecte. După călătoria asta mi-am dat seama, în timp ce mergeam pe mașină sau în timpul călătoriei și după călătorie mi-am dat seama că inima mea era liberă acum față de ea și că nu mai aveam amărăciuni față de ea, nu mai aveam neiertare, nu mai aveam răutate
Și m-am bucurat foarte mult și am mulțumit lui Dumnezeu pentru că făcuse lucrarea asta în inima mea și că o puteam privi acum ca pe o soră. Chiar o priveam ca pe o soră de-a mea. Însă adânc în inima mea era totuși o atracție sau o plăcere sau o apreciere față de ea. Că la un moment dat, în timp ce meditam eu la viața mea, la căsătorie, la o potențială căsătorie din viitor, mi-a venit în minte întrebarea: care ar fi persoana cu care te-ai căsătorit acum pe loc, dacă totul ar fi pregătit și ai fi gata să te căsătorești cu ea fără să fie nu știu câte luni de zile înainte, să vă cunoaște și așa mai departe. Și inima mea, creierul meu, mi-a dat în mod instant răspunsul ăsta: Cristina. Și lucrul ăsta îmi și plăcea, dar în același timp mă deranja datorită trecutului, că știam că nu mai era posibil nimic între noi doi. După ce am ajuns la facultate, cred că nu a trecut o zi și mă aflam în bibliotecă. Îmi scriam un eseu și Andrei vine la mine și: te rog frumos, dă-mi foarte direct, dă-mi adresa ta un pic de e-mail. Și eu zic: na, poftim. Nu știu ce a fost în cap să-i dau adresa de e-mail. Dar nu i-a mers. Și mai vine o dată la mine. Și atunci mă aflam cu cineva în cameră, în camera de bibliotecă, și pot să mai înscrie o dată. Nu mai spus adresa de e-mail ca să nu înțeleagă respectiva de lângă mine. Îi scriu și eu am plecat din cameră. Dar exact când am ieșit din bibliotecă, văd mașina lui Andrei cum pleacă din curtea campusului. Și zic: bă, ceva e ciudat, tocmai mi-a cerut adresa și acum o zbunghește de aici. Mă duc, mă întorc înapoi în bibliotecă, mă duc și intru pe e-mail și găsesc un PDF Limited Edition pentru Cristina Simion. Însă că după ce am ajuns la Oradea, pe experiența asta frumoasă, i-am scris un e-mail Cristinei în care i-am mulțumit pentru toate lucrurile frumoase pe care le observasem în călătoria asta la ea. Nu am știut ce impact a avut asupra ei, pentru că mi-a dat un răspuns foarte neutru, ca să zic, înspre rece. Am curmat și o discuție, am vrut doar să-mi exprim mulțumirea respectivă, fără să cred că va urma ceva după aceasta și nici nu am intenționat asta. Pur și simplu am simțit nevoia ca mulțumirii față de Dumnezeu și față de ea pentru ce s-a întâmplat în inima mea, să-i spun lucrurile pe care le observați în ea. Și mi-am luat frumos laptopul, că mi-am dat seama că nu o să fie ceva scurt sau ceva superficial. Mi-am luat laptopul, m-am dus într-o sală aparte și timp de o jumătate de oră am rămas blocat acolo pe scaun după ce am citit ce mi-a scris. Era un așa o numește el de fapt, o scurtă scritură de vreo 3 sau 4 pagini în care îmi spunea începe așa: îți mulțumesc pentru, și erau câteva zeci de paragrafe, pentru cutare. Acest document avea în vedere călătoria noastră de la Piatra Neamț către Oradea, în care el a observat câteva lucruri la mine. Scrisoarea mi s-a părut mai mult decât o scritură, dar i-am răspuns foarte sec la e-mail și el mi-a răspuns foarte sec la răspunsul meu. I-am mulțumit de fapt și el, har maxim sau nu mai știu ceva de gen mi-a scris. Da, bine. Dar trebuie să recunosc că scrisoarea aia mi-a dat, așa o numesc scrisoare, e-mailul acela m-a dat peste cap complet. Mi-am dat seama că ceva nu a fost acolo chiar așa simplu. A fost ceva mai profund decât probabil și-a dat și el seama că a scris. După aproximativ un an jumate, drumurile noastre s-au întâlnit din nou. Prietenul meu Florin, actualul cumnat, m-a invitat în anul următor, în vară, într-o misiune. Însă mi-a spus unde vom merge. Și am acceptat să mă duc. Și misiunea se desfășura chiar în sat la mine, în Târgu Jiu, în oraș la mine, în Târgu Jiu, în satul Șasa. Evident, când au aflat părinții mei, frații mei, că vine Andrei, croitorul, știind ceea ce s-a întâmplat acum câțiva ani, au început să mă tachineze, au început să fie glumeți. Nu trecea o zi până nu trebuia să mă tachineze, să-mi spună ce faci croitoreasă sau
Am înțeles că ne vine un croitor pe aici, să pregătim materiale, să ne croiască una alta. Și când găseau vreun plover rupt sau vreun pantalon sau ceva, orice, veneau și mă bajocoreau, ziceau, haide să ne coși aici ceva, tu croitoreasă. Și pe mine toate lucrurile acestea m-au făcut să mă enervez mai tare. Nu le spuneam nimic, nu exteriorizam, dar era închitită când o să vină Andrei aici, nu o să vorbesc un cuvânt cu el și o să le demonstrez lor, alor mei de acasă, că nu am nicio treabă cu Andrei, că nu au dreptate și că tot ce a fost acolo, acolo a rămas în trecut. Cei care veneau în misiune erau găzduiți chiar la mine acasă și la biserica, de unde fac eu parte, care era exact peste drum de casa noastră, adică vreo 4-5 metri mai departe. Deci Andrei a locuit pentru ceva timp, o săptămână la mine acasă. Lucru care nu mi-a plăcut foarte mult, așa că m-am decis săptămâna aceea să fiu reticent față de ea și de părinții ei, excluși fiind frații și surorile ei. Așa, mă simțeam destul de bine să vorbesc cu ei și să o ignor pe ea. Când au venit în misiune, Andrei era foarte vesel, era foarte bine dispus, cel puțin așa vedeam eu. El discuta cu toată lumea, încerca să se mai bage și cu mine în seamă, eu eram rece. Părinții mei se tot, cine știe, poate încercau să spele într-un fel greșeala, se purtau frumos cu Andrei. În toată perioada asta, de o săptămână cât am fost în misiune, am dorit să nu dau nimic din înțeles părinților ei, cum că aș încerca o altă metodă de a intra în familia lor, neînțelegând clar răspunsul lor și refuzul lor. Așa că am vorbit destul de rece și cu tatăl ei și cu ea, când a fost cazul, dar am evitat discuțiile. Nu am vorbit așa multe în misiune. Au fost câteva activități care le-am făcut împreună cu tinerii, dar, da, și în care probabil ne-am mai ciocnit noi, ne-am mai... Spre sfârșitul săptămânii, însă, în urma comportamentului ei foarte rece din săptămâna aceea, așa puțin înspre sălbatic. Și atunci Andrei vine și mă abordează. Eu eram cu un copil în brațe care adormise cu un nepoțel și abia mă căram. Și Andrei se pune și el și merge la pas cu mine și a început să-mi spună, a fost finuț. Eu cel puțin așa mi-a părut mie, deși era ferm, dar finuț. Mi-am exprimat nemulțumirea față de comportamentul ei din săptămâna respectivă și i-am spus că nu consider că ar fi trebuit să fi fost așa de rece, ar fi trebuit să se poarte natural. Intențiile mele nu erau ca să o curtez, să o conving de ceva și așa mai departe, ci am fost în misiune și chiar mi-am făcut treaba asta. Mi-a spus un pic despre comportamentul meu din săptămâna asta, că nu-i se pare corect, nu-i frumoasă atitudinea mea să fiu așa rece, că trebuie să fiu echilibrată, să înțeleg că s-a terminat totul, să nu cred sau să mai sper ceva sau să am... Să nu cred că nimic din ce eu făcut nu are legătură cu ce s-a întâmplat în trecut. Și eu eram, zic, ok. Am înțeles. Na, și apoi mi-a explicat de fapt care a fost cauzele, motivele pentru care m-am purtat așa, pentru că familia mă tachina și eu vreau să le demonstrez lor, nu lui Andrei, vreau să demonstrez părinților, fraților, surorilor mele. După ce am plecat de acolo, m-am întors acasă și când m-am întors acasă, din nu știu ce motiv, i-am scris un e-mail. Nu mai știu. Am primit un e-mail de la Andrei, am răspuns și spre surprinderea mea m-am trezit că scriam e-mail-uri unui băiat. Ceea ce era încălca orice principiu pe care mi-l stabiliseră părinții și care era profund cimentat în capul meu. De la e-mail-ul ăla au urmat alte zeci și zeci de e-mail-uri, bineînțeles curte, ca un fel de messenger, în care am discutat tot felul de lucruri și așa atmosfera dintre noi s-a destins puțin, s-a relaxat puțin. Mă simțeam mai confortabil discutând unul cu celălalt. Și mă simțeam foarte liberă să-i scriu e-mail-uri. Îi răspundeam, la un moment dat mă întreabă ce fac oltenii noștri. Și atunci zic, stai alea, că nu sunt oltenii noștri, sunt oltenii mei. Nu am putut să-l amestec prima oară în
în gardul meu acolo, în curtea mea, că aveam impresia că o depășit un pic. Cred că am vorbit peste 100 de e-mail-uri în câteva zile. Peste 100. Și mi-am dat seama că mi-era drag să schimb e-mail-uri. Că nu erau... Nu conțineau nimic dubios sau chiar erau destul de clare pe un anumit subiect. După e-mail-urile astea și a trecut timpul, m-am întors la facultate. Eu încă nu începuse masterul, dar m-am dus la facultate. Cel mai probabil pentru că mi-era dor de ea. După ce s-a terminat misiunea din Oltenia, la începutul următorului an școlar, am plecat împreună cu sora mea către Oradea și când mi-a dus cineva cu mașina și când am ajuns în curtea campusului, șoferul spune: uite mașina predicatorului care predica la noi acum în misiune. Și când mă uit, zic, ZTR. Aoleu, asta e mașina lui Andrei. Și eu știam că el e la master, dar n-avea, masterul nu începuse atunci. Masterul începea mai târziu. Și zic, ăsta ce caut aici? Trebuie să recunosc că atunci așa, parcă mi-a bătut de vreo 2-3 ori inima în gol. Da. În fine, zic, nu, are el treaba lui pe aici. Și când am ajuns la facultate, am găsit un motiv ca să iau legătura cu ea, așa că i-am cerut telefonul ca să-i sun un verișor de al ei, care avea nevoie de ceva de la mine, eu ceva de la el, ceva cărți. După ce am terminat cu telefonul, de câteva ori i l-am cerut, am găsit-o într-o zi în bibliotecă și am avut așa eu un soi de revelație în timpul ăsta în care am meditat la persoana ei, un soi de revelație cu privire la modul în care e ea ca persoană. Și într-o zi am făcut o vizită în bibliotecă și am început să vorbesc cu ea. Cred că nu după o săptămână am început cursul de consiliere la care trebuia să învăț foarte bine și îmi luam un loc în bibliotecă, camera mea, știam acolo, mă găseam pentru consiliere. Și timp de vreo 2 săptămâni am fost vizitată fiecare zi de către Andrei. Găseam fiecare zi un subiect de discutat. Venea, bocănea în raftul de cărți și băga capul și spunea, pot să intru? Și la un moment dat și mie îmi făcea plăcere, trebuie să recunosc. Am vorbit vreo săptămână, două cu ea, despre tot felul de subiecte. Ea atunci era interesată de calvinism și ținea ceva cărți. Eu deja mă consideram, deși nu eram un trecut de la stadiul de intermediar la medium, așa că m-am bucurat să fiu un călăuzitor în cercetările ei calviniste. Așa că am discutat despre tot felul de lucruri, dar nu despre relația dintre noi doi, nici despre ce a fost din trecut. Totul era uitat. Totul era iertat. Deja începusem să mă obișnuiesc cu compania lui acolo. Mă așteptam ca în fiecare zi să vină. Deci știam. Și nici eu nu-mi schimbam locul de acolo, că era locul meu și știam că acolo mă găsește. Dacă vrea să-mi zică ceva, vine. Dacă nu vrea să-mi zică, nu vine. Așa că n-are rost să-mi schimb locul. Doar... Deși odată m-am gândit să-l schimb, doar ca să văd dacă mă mai caut în altă parte. Dar am zis că asta e... urât din partea mea să fac așa ceva. Mi se părea că e urât, ce să mai, nu, e fățărnicie și ce, stau eu să... În fine, așa. Și după nenumerate discuții, într-o zi apare cineva la mine acolo în cameră și îmi dă o veste destul de urâtă despre Andrei, cum că dezvăluise un anumit secret dintre noi, îl spusese cuiva din campus. Lucru care pe mine m-a făcut până acum au discutat așa frumos zilele astea cu mine și acum aflu lucrul ăsta urât. Dar, de fapt, persoana respectivă care mi-a spus a fost rău intenționată și vrea să-l afunde un pic pe Andrei în ochii mei, să-l facă să dispară tot dacă a apărut ceva. Și a plecat de la mine de acolo și tocmai atunci mă gândeam, zic, păi, ce... Gândindu-mă, bocăne cineva în raft și zic că ăsta e bocănitul lui Andrei. Și eu tocmai acum aveam proaspăt informația asta. Și Andrei intră foarte vesel, se pune pe scaun ca de obicei în fața mea și vede că e ceva neregulă și îmi spune, pe ce frecvență ești?
Mai vorbea el de frecvențele mele. Dacă sunt pe frecvența 1, înseamnă că eram bine dispusă. Dacă sunt pe frecvența 2, înseamnă că eram ocupată și aveam de învățat. Și face el, pe ce frecvență ești? 1 sau 2? Și atunci am răspuns că pe 3. Și face, ok, s-a ridicat și a plecat. Apoi mi-a părut rău, zic, ah, ce-am făcut, zic, băi, dar nu-i frumos ce-am făcut. Zic, orice aș fi auzit despre el, nu-i frumos să-l... Și mi părea rău că a plecat. Dar nu trec 20 secunde, se întoarce, se pune la loc. Că, dar de ce? Ce s-a întâmplat? De ce ești pe frecvența 3? Și eu atunci îi zic că mi-au inima în dinți și spun, uite, vreau să vorbesc ceva cu tine. Și el face, acum spui. Nu, că eu am test în câteva minute, deci trebuie să... După test. Și acum mi-aduc aminte. Și că bun, la 12:30, dar el foarte direct. Bun, la 12:30 ne vedem sus. Zic, e ok. Și la 12:30 ne-am întâlnit sus într-o sală la etajul 4. Și acolo a fost o discuție eliberatoare pentru amândoi. S-a elucidat misterul care are legătură cu telefonul acela dintre tata și el, din primul an, ce s-a întâmplat de fapt. Și am explicat exact ce s-a întâmplat, neînțelegere, acum că tata a înțeles greșit de la mine niște lucruri și... Atunci el stătea așa și nu spunea nimic. Făcea, aha, da. Și zic eu, da, înțelegi ce vreau să spun? Da. Foarte, era pierdut total, deci nu mai aveam cu cine să discut. Și îmi spune dintr-o dată, ok, eu trebuie să plec. Dar dintr-o dată se ridică și pleacă. Și-o dat seama că perioada asta în care nu mai lua legătura cu mine 2 ani de zile din facultate, după prima noastră întrevedere, să zic așa, până acum, după misiunea din Oltenia, anul 3 al meu de facultate, și-a dat seama că gândise așa de multe lucruri, probabil greșit, că măcinase toate lucrurile astea și, de fapt, tot a fost o neînțelegere. Și speculații și lucruri greșit înțelese. Dar acela a fost momentul în care așa s-a dus bariera asta dintre noi, care avea legătură cu neînțelegerea aceea. Și de atunci Andrei mi-a făcut rost de numărul de telefon, cred că din ziua aceea, de fapt, ziua următoare am început să-mi dea mesaje. Primul mesaj, mi-l aduc și acum aminte, scria Mândro. Că am trecut pe lângă el și l-am salutat și am plecat mai departe. Probabil se aștepta să mai vorbesc cu el puțin. Dar n-aveam ce să vorbesc și nu știam decât să fie penibil pentru amândoi. Eu treceam mai departe. Na. Dacă mă întreba ceva, i-aș fi răspuns. Da. Așa? Apoi a urmat o perioadă în care am vorbit destul de des prin mesaje. Cred că zilnic ne dădeam mesaje. Nu, dar niciodată nu-i dădeam eu prima, când eu eram prea mândră ca să-i dau un mesaj. Deci mi-ar fi plăcut, cred. Spre sfârșitul săptămânii, însă, după rugăciuni, în timpul celor 2 săptămâni în care vorbi cu ea și după o dorință sinceră pe care mi-am exprimat-o consecvent înaintea lui Dumnezeu de a nu naște sentimente față de ea și apoi să sufăr iarăși, fără să se întâmplă ceva între noi doi, adică să mergem spre căsătorie, am hotărât să vorbesc cu ea, așa că într-o vineri seară i-am spus că pentru a doua zi dimineață, adică sâmbătă, doresc să ies cu ea în oraș și să discut. Comunicam prin telefonul unei colege de-ale mele, pentru că era pe Orange. Andrei era pe Orange, eram pe Cosmote, el n-avea credit în alte rețele, deci tot timpul era nevoie ca cineva să-mi aducă telefonul acela, o colegă de-a mea. Spunea, vezi că iar Andrei vrea să vorbească cu tine. Și îmi spune într-o zi, era vineri. Îmi spune că mâine vreau să mergi cu mine un pic până undeva, că vreau să vorbesc ceva cu tine. Eu când am auzit că vrea să se întâlnească cu mine, primul lucru zic, trebuie să-mi sun părinții. Să văd dacă îmi dau voie să mă întâlnesc cu vreun băiat, dacă vreun băiat, acum știind că e vorba de Andrei. Și am sunat și am dat de mama, tata nu era acasă. Și îi spun, mamă, uite, Andrei Croitoru, îl știi? Mama îl știa acum din misiune, cred că îl și îndrăgea destul de mult.
Așa, și zic, uite, Andrei m-a rugat să merg un pic cu el până în oraș. Mi-era și rușine să-i zic. Mi se părea ciudat să-i spun el, mama, că un băiat mă scoate în oraș. Dar i-am spus. Și mă așteptam că o să mă salveze, în sensul că o să-mi spune că nu, să nu mă duc. Și atunci aveam un motiv să-i spun lui Andrei că nu mă lasă părinții și eu momentan ascult de ei și nu mă duc. Și abia așteptam să sun pe mama să-mi spună nu și eu să-i spun nu lui Andrei, să scap de toată tensiunea asta. Și mama foarte calmă îmi spune la telefon: da, mamă, dar să fii atentă, fii liniștită și du-te. Ha! Eu când am auzit-o, îmi vrea să-i spun: mamă, dar mă tare trebuie să zici nu acum, că nu-mi dai voie. Și n-am avut ce să fac. I-am spus lui Andrei că merg. Ea mi-a dat răspuns și mi-a spus că merge, că este de acord. De data asta bănuiam ce vrea să vorbească cu mine, dar nu credeam că mai are curajul după neînțelegerea din anul întâi. Nu credeam că mai are curajul să fie așa direct. Probabil mă gândeam că o să vrea să fie, măcar să ne înțelegem bine sau să, nu știu. Dar nu, nici nu-mi permiteam să gândesc ceva mai departe. Nu vroiam și nu vroiam să gândesc astfel. Mi-era rușine să gândesc. Deci să gândesc mi-era rușine, dar apoi să... Deci a venit ziua de sâmbătă, 27 octombrie 2012, zi în care primesc un mesaj: te rog în 30 de minute să fii jos în fața porții. Andrei avea permisul suspendat de la mașină și m-a rugat să conduc eu mașina, ZTR-ul, Golf-ul, cu volan pe dreapta, și nu vrea să conducă. Și am zis că nu conduc mașina, după ce că aveam așa în minte cam ce vrea să spună, aveam o leacă de emoții și n-am vrut să conduc. Cu riscul de a fi prins de poliție, s-a pus la volan și am plecat împreună către Mac. Ne-am întâlnit. Am mers și am mâncat ceva la McDonald's. Rapid, iar n-am mâncat. Am mestecat acolo foarte mult într-o înghețată. La Mac mi-a cumpărat o înghețată. El a mâncat cu poftă, eu doar am mestecat în înghețată. Până am făcut o cremă. Și nu mi-a zis nimic. Și zic eu, da, ce vrei să-mi zici? Că eu vreau să scap mai repede, că era tensionat așa. Să stau la... Mi-imaginam așa... Mă uitam parcă din spate de undeva și mă vedeam la masă cu Andrei și zic: ai, Doamne, dacă mă vede cineva cu Andrei la masă, într-un nec... Dar mi se părea ciudat, că n-am mai fost niciodată în postura asta, să stau doar eu cu un băiat. Dar îmi spune la masă, la mec, îmi spune: așteaptă un pic, că mergem altundeva. El îmi spusese din campus că mergem decât la mec, nu că mai mergem altundeva. Și mi-a fost rușine să-i zic, dar eu vreau să mă întorc în campus, deși eu, ce vreau să mă întorc. Ne-am dus la Ciupercă, pentru cei care îi cunoașteți Oradea. Afară a început să plouă, așa că am stat în mașină. Ea s-a întors cu spatele la mine. Ea era foarte calm. Ei mi-am dat seama că urmează probabil să spună ceea ce a vrut să-mi spună. M-am întors o leacă așa cu spatele la el. Și pentru că plouă afară, s-au aburit geamurile și eu am început să desenez cu degetul pe geam. Și el îmi spune atunci: da, poți măcar să te uiți o leacă la mine? Și eu zic: n-n-n. Și că da, măcar să stai dreaptă, că eu stăteam cu spatele. Și uite, că dacă vrei îți dau un cățeluș să te joci cu el. Mi-a dat o jucărie mică ca să mai treacă din emoții. Și eu mi-am exprimat aceleași intenții, aceleași dorințe pe care le exprimasem cu 2 ani în urmă. Adică că ea mi-este dragă, că o văd la fel de frumoasă și că vreau să mă căsătoresc cu ea. Mi l-a spus cu aceleași cuvinte care l-a spus și în anul întâi. Și eu când am auzit, s-a decuplat firul de atunci, că nu mai știu ce s-a întâmplat. Dar știu că i-am dat un răspuns așa mai... Nu știu, că... nu știu cum i-am zis, dar i-am zis. Oricum, eu am vrut să-i dau de înțeles că de data asta nu-l mai resping. Nu-i mai zic. Dar nici n-am vrut să-i zic un da, clar, că mi-era rușine să-i zic da. Ea mi-a dat un răspuns pozitiv, tipic feminin, cum că a observat pe Dumnezeu în suveranitatea lui, că a lucrat prin diferite circunstanțe, contexte, ce știu, e-mail-uri, căutările mele, și că înțelege că e voia lui Dumnezeu să mergem împreună
într-o anumită direcție. Eu ca să nu fiu ispitit după aceea să cred că n-am înțeles bine, am întrebat-o spre finalul discuției dacă pot să-i concluzionez răspunsul ei. Și ea mi-a spus da. Și am întrebat-o. Am întrebat-o, îmi dai un șut în fund și m-a trimis la Fălceni și a zis, pentru că nu vorbea cu mine, bineînțeles, nu spunea nici da, nici nu, doar dădea din cap. Ești neut, vrei să fim într-o perioadă în care să ne rugăm și să căutăm voia Domnului? Și au spus. Ok, deci suntem amândoi în chestia asta. Ok, bucuros, am dat un chiuit adevărat de bucurie în mașină, am pornit mașina și am plecat spre campus. Ai mea, după ce ne-am întâlnit, după ce mi-a spus, se aștepta să o sun, evident, să-i spun și nu știam cum să-i spun acum, că eu i-am zis da lui Andrei, că eu nu vorbise nimic cu ea. Cum să spun că eu i-am zis da unui băiat, ceea ce înseamnă pentru mine. Pentru mine asta însemna a spune da, nu i-am spus da pentru, nu știu cum se numesc astea, prietenii din astea care se pot destrăma imediat, să ne cunoaștem, să vedem dacă suntem compatibili. Pentru mine nici nu existau așa ceva, asemenea variante. Deci eu când i-am spus da, eu mi-am dat seama că nu mai pot să mai iau cuvântul ăsta niciodată înapoi, niciodată fiind niciodată. După ce m-a adus Andrei în campus de la întâlnire, îmi spune așa, în 10 minute o să te sun că vreau să-ți aduc ceva. Dar eu nu mi-a trecut prin cap ce zic, cred că vrea să-mi aducă ceva, vreun document, vreun, cum tot vorbeam noi de predestinare și de altele, zic, cred că vrea să-mi mai zică ceva. Și mă sună și îmi spune, haide un pic aici. Mă duc, mă întâlnesc cu el și mi-a dat un trandafir. Da, roz. Ea a fost primul trandafir pe care l-am primit. Apoi cu floarea în mână, țin minte că mă uitam la floare și mă gândeam cum să-i spun mama că eu am un trandafir în mână de la Andrei. Știu că poate pare ciudat, dar pentru oamenii care nu experimentează stări de vorbă sau relații cu alți băieți, prima oară, prima experiență e destul de șocantă. Și vă dați seama că în seara aia a urmat un plâns așa, de fapt nu era de disperare sau ceva, îmi dat seama că intrasem într-o altă lume, deci terminasem un capitol din viața mea și începeam altul, despre care nu știam nimic și nici nu îndrăzneam să întreb pe nimeni. Mi-am sunat mama, după aceea mi-am făcut curaj, mi-am resunat-o, i-am spus că m-am întâlnit cu Andrei și ca să nu-i spun că i-am zis da, i-am spus că știi, de data asta l-am lăsat să mai vorbim, nu l-am mai refuzat, nu știam cum să-i zic. Mama, fată, ce ai zis? Spune odată. Zic, i-am zis că putem să vorbim de acum încolo, dacă o să vorbească el cu voi, zic eu, ca să scap mai repede. Și mama mă întreabă așa foarte calm în parcă și văd, i-ai zis da? Era să-mi cadă trandafirul ăla, că eram la balcon la 4. Și zic că, păi cam da, cam, nu știam cum să-i răspund. Nu mi-a zis nimic atunci, dar am simțit-o eu din, o știu eu pe mama, am simțit-o că era de acord, adică era liniștită, era și ca și când, asta parcă o vedeam că spune, știam că asta o să se întâmple, deci nu sunt pe probleme. I-am dat un trandafir după vreo 10-15 minute pe care l-am cumpărat undeva din apropiere. Mi-au anunțat părinții, tata m-a sfătuit atunci să caut să vorbesc cu părinții ei și că el nu își dă acordul, el dorea să mă căsătoresc cu Cristina, îi plăcea de Cristina, Dumnezeu îi confirmase că ea este potrivită pentru mine și ar fi soția pregătită de el pentru mine, și însă totul depindea de răspunsul părinților ei, așa că am vorbit cu ea și am hotărât să mergem acasă la ea, cred că am mers după vreo 2-3 săptămâni acasă la ea. Tatăl ei a vorbit foarte cordial de data aceasta cu mine. Mi-a povestit foarte multe lucruri din viața lui, din familie, din modul în care eu cunoscuse pe soția lui. Lucruri foarte importante și foarte frumoase. Și o discuție la care am avut de învățat foarte mult. A vorbit puțin mai dur cu Cristina, însă a fost de acord. Dat fiind faptul că în soția lui, adică în actuala mea mamă, soacră, am avut un aliat foarte puternic. Domnul știe ce a văzut ea la mine în misiune, ce i-a descoperit Domnul, ce confirmare a avut din partea Domnului.
Important e că a fost de acord și că a avut un cuvânt foarte important de spus. Și așa m-am intrat noi în drumul scurt pe care l-am parcurs până la căsătorie. Da. Hai, filmează că o să-ți arăt bebele. Nu, lasă. Da. Și acum suntem împreună, căsătoriți, de 9 luni, cred. Avem 3 ani și 5 luni de când am vorbit prima dată noi doi. Și așteptăm și un bebelaș pe care îl primim cu mare drag din partea Domnului și pe care o să-l cheme Croitorul Calvin Nathanael. Mulțumim lui Dumnezeu pentru oameni ca și marele reformator care au adus binecuvântata doctrina suveranității absolute a lui Dumnezeu din nou în atenție și prin ea ne-am pus și noi viața în ordine, supunându-ne decretelor lui Dumnezeu și hotărârii lui. Eu mă bucur tare mult de hotărârea asta lui Dumnezeu. Tare frumoasă. Peace and love.